Bun găsit! Dați-mi voie să mă prezint. Sunt Pătrat, alintat uneori Pătrățel, unul dintre membrii familiei Poligon. Am venit astăzi la lecția de matematică împreună cu frații mei, Dreptunghiul și Triunghiul. Am aflat că elevii clasei a treia vor învăța multe lucruri despre figurile geometrice. Așa că, iată-ne! Suntem pregătiți să vă dezvăluim toate secretele noastre. Să începem! Ați reținut care este numele nostru de familie? Exact! Poligon! Noi, Pătratul, Dreptunghiul și Triunghiul, suntem poligoane, adică linii frânte închise. Despre mine aș îndrăzni să spun că sunt perfect, dar nu vreau să mă laud. Am 4 laturi egale și 4 unghiuri egale. Să observăm acest pătrat. Vârfurile sale sunt notate cu litere mari de tipar în ordine alfabetică. A, B, C, D. Sunt laturile sale egale? Să verificăm. Într-adevăr, laturile A, B, B, C, C, D și A, D sunt egale. Unghiurile pătratului A, B, C, D sunt B, A, B, A, B, C, B, C, D și C, D, A. Fratele meu, Dreptunghiul, seamănă cu mine deoarece și el are 4 unghiuri egale. Spre deosebire de mine, însă, el nu are toate laturile egale. Să observăm dreptunghiul MNPR. Latura MN este egală cu latura PR, iar latura NP este egală cu latura MR. Spunem că dreptunghiul are laturile opuse egale. Latura MN, respectiv latura RP, poartă denumirea de lungime și se notează cu litera L mare de tipar. Latura NR, respectiv NP, se numesc lățimi, iar lățimea dreptunghiului se notează cu litera L mic. Care sunt unghiurile dreptunghiului MNPR? Să le citim. RMN, MNP, NPR și PRN. Iată că a sosit momentul să îl prezentăm și pe al treilea membru al familiei Poligon. După cum îi spune și numele, triunghiul este poligonul care are 3 unghiuri și 3 laturi. Unghiurile, respectiv laturile, pot fi egale, dar nu este obligatoriu. Vom întâlni și triunghiuri ale căror laturi și unghiuri nu sunt egale. Să observăm triunghiul EFG. Laturile sale sunt EE, EG și FG, iar unghiurile sunt EFG, EGF și FEG. Sunt convins că acum ne recunoști ușor, știi să ne denumești, să ne descrii și chiar să ne conturezi folosind rigla și creionul sau șablonul. Succes!